Este asta cel mai tare mouse de gaming? Haideți să vedem împreună. Bine v-am găsit la un nou unboxing. De data aceasta schimbăm un pic tematica, nu mai suntem pe căști, nu mai suntem pe căști, na, că doar căști am făcut. Astăzi venim cu un mouse aici pe canal. Este vorba despre Logitech G305 Lightspeed Wireless. Și haideți totuși să-l desfacem. În cutie găsim, cum am deschis frumos aici, găsim un prelungitor USB în caz că vrei să ții dongle-ul mai aproape de mouse. Uitați frumos totul bine. Îl dăm deoparte. Aici mai era și bateria care intră în mouse, doar că eu deja am băgat-o. Aici este mouse-ul, dar îl lăsăm un pic deoparte, cam atât aici. Ce mai avem? Așa, instrucțiuni. Sticker Logitech. Așa, Logitech frumos. Și ăsta este mouse-ul. Negru frumos. Are DPI regulabil de la 100 până la 1200 și asta mi-a plăcut cel mai mult. M-a mai plăcut că este wireless. Eu înainte să îl iau pe ăsta aveam acest mouse de la Asus care l-am luat când am achiziționat laptopul și după cum vedeți s-a făcut cam nașpa. Și de aia am decis să fac un upgrade. Bateria, în caz că nu știți, dați capacul acesta jos, frumos. Și aici puneți bateria și găsiți totodată și dongle-ul care intră în laptop, în calculator, în ce aveți dumneavoastră. Puneți capacul la loc frumușel. Și ăsta este dongle-ul, frumos. Cu logo-ul Logitech. Dacă reușiți să calibrezi. Cred că ați prins ideea. Haideți să trecem undeva la un birou și să vedem cum se comportă. Cam așa se mișcă și mouse-ul pe YouTube. Uitați aici. Am schimbat DPI-ul și uitați cum face. Uitați că este turbat și eu abia îl mișc. Am schimbat iarăși. Cred că nu, ăsta e cel mai încet DPI posibil, gen 100. Aici îl țin eu, că văd că așa se mișcă cel mai bine. Și ăsta MOV este și mai turbat. Aici, când schimbăm DPI-ul, veți vedea că este o luminiță care indică nivelul DPI-ul. Și așa vă puteți da seama care este DPI-ul dumneavoastră care îl folosiți. Mie îmi place așa pentru că se mișcă foarte ok, adică n-am treabă. Acesta a fost și clipul cu minunatul mouse. Linkul de achiziționare să-l aveți în primul link din descriere. Și ca întotdeauna nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, un follow pe TikTok LivelCI, subscribe la acest canal și nu în ultimul rând, îmi dați subscribe și pe canalul de shorts pentru că și acolo am nevoie. Lucrez și acolo, muncesc și noi ne vedem la următorul clip. Salut!